Cele mai râvnite joburi din România sunt slujbele la stat. Listele cu angajați cresc de la un an la altul, implicit cresc și costurile cu salariile plătite bugetarilor. Dacă acum 6 ani statul plătea pentru salariile lor în jur de 70 de miliarde de lei, în 2021 suma a trecut de 110 miliarde. Cei mai mulți angajați sunt la Ministerele Educației, Afacerilor Interne și Apărării. Pe de altă parte, județele cu cei mai mulți bugetari raportat la 1000 de locuitori sunt Gorj, Hunedoara și Tulcea. Populația României este în scădere, dar angajările la stat merg strună. De la 1 ianuarie este liber la angajări în sectorul bugetar, dar anul trecut, în perioada de interdicție, angajările au continuat cu derogare. Hunedoara este județul unde sunt cei mai mulți bugetari. 5 locuitori la fiecare mie sunt angajați la stat. Urmează Tulcea cu 4 oameni la 1000 de locuitori, spre deosebire de Bihor, care pare să fie județul care a găsit soluția pentru a micșora numărul de bugetari. Noua conducere a Consiliului Județean Bihor este cea care a decis să facă restructurări masive în rândul personalului de până atunci, dorind astfel să crească bugetul pentru investiții. În anul 2020, aparatul propriu al Consiliului Județean Bihor avea 195 de posturi în organigramă. Spre finalul anului 2020 s-a făcut o reorganizare, iar numărul posturilor a fost redus la 99. În ceea ce privește instituțiile din subordine, numărul posturilor s-a redus de la 2000, puțin peste 2000, la 1570. Posturile reduse au fost și la șoferii instituției, iar președintele, vicepreședinții și restul personalului sunt obligați acum să-și conducă singur mașinile de serviciu. De la 30, 40, 35 de mijloace de transport, stăm în momentul de față cu 15-16 mijloace de transport. Gândiți-vă că am avut 5 șoferi, mai avem unul singur. Noi, la nivel de Consiliu Județean, am deblocat în jur de 2 milioane jumate, 3 milioane, până la 5 milioane de euro pe an. 5 milioane înmulțit cu 4 ani, gândiți-vă, sunt aproximativ 20 de milioane de euro, bani care s-au dus în dezvoltare. Și poliția locală Oradea funcționează cu un număr redus de agenți. În prezent sunt puțin peste 60 de polițiști, deși numărul acestora ar trebui să fie de peste 200, având în vedere populația orașului. Totuși, localnicii par mulțumiți de cum se mișcă bugetarii județului. Sunt foarte mulțumită, foarte, foarte mulțumită de ei. Deci chiar și așa puțini? Și sper să nici nu se schimbe nimic, adică mă refer la conducere, măcar până când se termină lucrările astea. Parțial sunt mulțumită, ar putea fi și mai bine. În ce sens? Mai multă promptitudine, mai puține cozi. În ultimii ani, cheltuielile cu salariile bugetarilor la nivel național au crescut cu peste 60%. De exemplu, în 2017, costurile erau de 70 de miliarde de lei, iar în 2021, acestea au ajuns la 112 miliarde de lei.